Dragă părinte, începe sănătatea în focus. Rubrica zilnică oferită de SECOM îți aduce informații bine documentate de la experți avizați, ca să poți lua cele mai bune decizii pentru sănătatea familiei tale. În episodul de azi aflăm de la Diana Stănculeanu, psiholog și psihoterapeut cu 20 de ani de experiență, cum ne putem păstra atitudinea optimistă cu care începem anul și pe parcursul acestuia, chiar și în contexte dificile, cum este cel actual. Așadar, doamna Stănculeanu, ce înseamnă cu adevărat să gândești pozitiv și mai ales cum ne putem educa o atitudine optimistă în raport cu viața? Ca și comunitate, ca și popor, noi nu avem o educație emoțională foarte bine pusă la punct. Inclusiv dacă ne gândim la replicile pe care le dăm ca părinți copiilor noștri, îi creștem cu o replică aparent inofensivă, le spunem cu foarte multă ușurință, ai grijă. Da? În momentul în care îi spun copilului meu, ai grijă și o fac cu toată bunăvoința și cu toată grija, în esență eu ce îi spun, fii atent la pericole. Fără să ne dăm seama, le transmitem copiilor noștri și creștem cu acest mesaj că lumea înconjurătoare este un loc în care amenințările și pericolele pot apărea la orice pas, fie că vorbim de pericole pentru sănătate, fie că vorbim de pericole pentru confortul și pentru relațiile noastre. Și în felul acesta, educăm cumva mintea să fie mai atentă la stimul mai degrabă negativ decât la cei pozitivi. Ajungem să fim mai atenți mai degrabă la ce lipsește din viața noastră sau la ce ar putea să meargă rău în viața noastră, în loc să fim atenți și la aspectele pozitive. Există un întreg curent în psihologie care chiar așa se și numește psihologie pozitivă și care este dincolo de ceea ce numim în mod obișnuit gândirea pozitivă și care are câteva direcții foarte, foarte clare. Prima este aceea să învățăm și să ne educăm să fim atenți și la trăirile noastre emoționale pozitive. Pentru că de foarte multe ori, chiar la finalul unei zile, dacă ne facem seara înainte să adormim rezumatul zilei pe care tocmai am parcurs-o, foarte natural ne gândim la ce nu ne-a mers bine în ziua respectivă, la regrete, la greșeli, la mesajele negative pe care le-am auzit. Avem nevoie de un efort conștient să aleg din ziua respectivă și ce a fost bun. Faptul că a mai trecut încă o zi rămânând sănătoși, faptul că m-am auzit cu părintele meu la telefon. Deci, iată, lucruri foarte simple care, punctual, ne-au adus trăiri emoționale pozitive la care e important să ajungem să ne gândim conștient, responsabil și asumat, tocmai pentru a cultiva această memorie a lor și pentru a educa mintea noastră să devină acest detectiv de emoții pozitive mai degrabă de a rămâne detectiv de emoții și trăiri negative. Cum putem face asta? Ne puteți ajuta cu câteva recomandări concrete? Pentru asta, teoria spune că avem nevoie să ne cultivăm în rutina de zi cu zi categorii de activități care să ne aducă plăcere, da, pentru că suntem ființe hedoniste și înainte de obiectivele majore, spirituale și înțelepte ale vieții, avem nevoie de un strop de bucurie și de plăcere zi de zi. Avem nevoie de conectare. Relațiile interumane reprezintă această sursă de necontestat pentru calitatea vieții noastre. Și dacă cumva singurătatea în acest moment este incriminată ca fiind unul dintre cei mai puternici factori de risc pentru sănătatea mentală la nivel global, în condițiile în care procentele persoanelor care se plâng de singurătate este în creștere peste tot în lume. Da? Viața relațională este într-o criză, în ciuda faptului că vorbim și scriem foarte mult despre asta, ne este din ce în ce mai greu să cultivăm relații stabile și sănătoase în viața noastră. Așadar, să-mi propun zi de zi activități care să presupună conectarea cu o altă persoană reprezintă un alt lucru simplu pe care eu îl pot face și care îmi poate asigura trăirea unor emoții pozitive și încet, încet consolidarea unei atitudini optimiste în raport cu viața. Pe lângă plăcere și conectare, mai avem nevoie și de activități, le numim activități de realizare, acelea care ne dau sens și motivație, acelea care ne fac pe foarte mulți dintre noi să ne trezim dimineața și să ne apucăm de activități uneori grele, dar care ne împlinesc. Teoria spune că dacă prin activități mici, punctuale, de zi cu zi, eu îmi procur un strop de plăcere, un strop de conectare și un strop de sens, la finalul zilei aș putea să pun capul pe pernă și să spun că deși am avut o zi grea, ea a fost totuși bună, iar asta să-mi dea resurse pentru a înfrunta ziua următoare. Și dacă fac asta pas cu pas, pas cu pas, pas cu pas, teoria spune că dezvoltăm rețele neuronale noi care ne ajută încet, încet să ne restructurăm întreaga perspectivă asupra vieții. Și să ajungem într-o zonă echilibrată în care, chiar dacă nu o să pot spune tot timpul, viitorul este roz și în momentul în care mă confrunt cu o situație dificilă de viață, să pot să identific resursele care mă ajute să o abordez și să o rezolv.
Dragă părinte, sperăm că ți-au fost de ajutor aceste recomandări. Ascultă zilnic rubrica Sănătatea în Focus și intră în concursul SECOM de pe pagina de Facebook Itibiti. Poți câștiga lunar un kit cu produse de imunitate SECOM în valoare de 500 de lei.